Salutare la toți, mă numesc Iurie, acesta este primul video din rubrica Comenzi și video recenzii din China. Ca primul video avem două colete din China, au ajuns timp de 10 zile, faptul ce m-a mirat, și deci începem cu să vedem ce este înăuntru. Deci începem cu cel mai mic. Confecțiunea, imbalajul este cam, să zicem așa, mai sărac. Un pic aici e cam deformat, sperăm că nu s-a deteriorat și ce este înăuntru. Cam greu de deschis, nu știu ce. Înăuntru este un imbalaj mult mai solid ca afară, mult mai sigur. Uite așa, trebuia să fie un carcas pentru iPhone 5 sau 5S cu Merlin Monroe. Este destul de fashion, este în top și cred că orice domnișoară și l-ar dori. Pentru acest produs va fi linkul în descriere. O să vă apropii mai bine să vedeți. Uite așa cam arată. Și să vedem următorul colet. Dăm asta la o parte. Coletul este mai mare. Așa, de care capăt să tăiem? Și nevoie să rup, pentru că nu știu, aș putea să tai ce este înăuntru, așa că... Uite, este așa un maio, care este printat un desen 3D, care mai mult pentru fete, care vor să fie un pic mai fashion, nu știu eu cum, dar uite, este prietena mea care i-a plăcut tare mult și cred că la sfârșitul video voi pune niște poze în care veți vedea cum arată maioul pe corpul unei fete sau cum ar vrea să vedeți voi. Calitatea este de un material foarte fin, aș zice că nici nu-i dai că este din China. Vreau să vedem mărimea. Mărimea era, mi se pare că nu scrie mărimea, dar după comanda care am dat-o, am vorbit cu vânzătorul și era scris una. Este din coton 100%, cel puțin așa scrie, până și calitatea tactilă este foarte bună. Deci, acesta a fost video reviziunea pe azi. Puneți like, subscribe, vor fi și alte recenzii pentru alte produse, smartphone-uri, gadget-uri electronice și așa mai departe. Deci, pe data viitoare!